copilașii noștri să meargă mai departe. Timp de 3 ani i-am pregătit pentru acest moment și să fiți ferm convinși, nevastă și copii, că sunt destul de bine pregătiți pentru a face față cerințelor școlii. Eu vă mulțumesc personal și colega pentru tot sprijinul pe care l-am avut în acești 3 ani de la dumneavoastră și sunt sigură că veți găsi căi de comunicare și cu cei care vă vor răscăli copiii în anii ce vor urma. Acum la despărțire, vă urez mult succes în continuare. Să fiți sănătoși, copii, părinți, la oaltă, să vă bucurați de toate frumusețile vieții și să nu vă dați bătuți în fața greutăților. Voi, copilași, aveți părinții alături. Ei vă vor sprijini întotdeauna. Vă doresc să aveți o vacanță plăcută, plină de momente frumoase și de relaxare pe care le meritați cu prisosință. Acum, vom începe. Dar le urăm copiilor mult succes la școală. Suntem siguri că vor fi, așa cum vă spune, de preîntâi toți, pentru că sunt foarte esteți, într-adevăr, și vă doresc să vă lucrați de ei și de rezultatele lor și să vă dea Dumnezeu sănătate la toți. Să ne revedem cu plăcere peste ani și ani, așa cum mă întâlnesc cu generații care le-am avut cu mulți ani în urmă și întotdeauna mi-aduc aminte de fiecare plăcere și de specific cu fiecăruia și cum îmi chema și cum făcea, așa o să mă întâlnesc și cu voi, da? Hai, să înceapă să da, puteți aplauda. Bye.
Caterina și Mareș. Noi vă poftim pe toți la ba și nu vă cerem altceva decât să râdeți de putea, ne răsplătiți aplaudă și mulțumindu-ne în gând de clar deschisă sărbătoarea noastră, de clar carnavalul poate să pornească. Primăvara! 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 Primăvara!
și voi și putul corona. Ne așteaptă să ne jucați. E voastră să adună nu și nu ne sunt copacii voi. E domnul obiect ne voce în acum ce curând. Aceasta ar fi ca mea cea călduroasă, e frumoasă și voioasă. Să ieșiți cu toți afară, că a venit iubita afară. Vreau să vadă ce mai carnaval și nici nu.
la poveștilor, cred că cele. Cred că cele ce urmează în parte s-au petrecut într-o lume de demult. Acum vine Nicolascu, Ileana Costelia. Am 7 fiind.
Regina Leac, Regina Leac, când a auzit în lumea largă toți fugiți, în povestea spun și eu că binele învinge orice rău. Vă invităm la vals. Vă invităm la vals.
pe vie, tare, în pace. Nu ești atât de greu, nu stați deoparte. Vă luați fiecare să vă echile. Conștiențele aici stau și pentru lor. E clar că nu stau pe vie voastre. Ce nu ne mai trebuie, tu ne mai ești, dar la aici. Thank you.
fac pentru cine întreabă. O să cânt și să fac și treabă. Când ai boabe în haba și ea floare viscolește, chiar nimic nu-ți mai lipsește dacă ai și un lăutar. Nu e prostie când te pui cu rost. Când e potrivită ora, bună-i sâmba, bună-i ora. De aceea eu acum am să trag iar de acum. Să vedem, am uitat. Și asta nu.
și eu rău. La fungă și stufoasă, e bine am lăsat să vă dă. Eu mai rămân cu rău, mă mergi așa, dacă nu mă lăsam, să cum fi cu pește mult în bani, că cu vulpe m-am învățat. De-aia, de-aia am ce-o de coară și sunt părat. Vai, ce greu e să fii vulpe, că toți mă vorbesc de rău, zic că sunt foarte sunt și rată cu orică mii și îmi pare rău. N-ascultă la ce se spune la voi. Ce tine să adune pește din cardus? Eu munce și mă prefac să adun mâncare în sac. Moartă nu mi-o pot să stau. Ce tu pește să dau? Ce dacă tu vrei? Poftește din sac. Tu poți și eu din sac. Ideea că în curând vor fi școlari și totuși la
care vedeți de la grădiniță. Anastasia, cina prima, strofă. Prezintită adunare cu palmatul după noastră și pregătită de grădiniță, se spune murmură că și de la toamna care ne vom ajunge școlar, silitor cu note mari. Degeaba, 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 dege
care a plecat și sta prin ele. Și nu vă știi de ce a plecat. Da. Adio grădiniță, adio jucării, băieți și voi fetițe, jocuri cu bucurii. Astăzi plecăm de aici, spre școală ne îndreptăm, elevi fruntași cu toții, să fim ne angajăm. Adio! Adio, grădiniță, jocuri și bucurii, de tată și păsăruși. Thank you.
Thank you.
amintire din partea copiilor și ca apreciere din partea noastră. Vă mulțumim că i-ați invitat.